Am rămas plăcut impresionat de numărul frumos în care sunteți prezenți și în această dupămasă în casa Domnului. Dumnezeu să vă răsplătească. Apreciez foarte mult pe cei care stați în picioare, nu aveți locul, de dragul Domnului Iisus și de dragul Evangheliei, Dumnezeu să vă noteze secundă cu secundă și să vă răsplătească fiecare dintre dumneavoastră tot ceea ce faceți pentru Domnul Iisus, pentru regele noastre. Iată, Duhul Sfânt m-a călăuzit pentru seara aceasta spre pasajul acesta din Ieremia, capitolul 15, sună foarte interesant. Interesant această a doua parte a versetului 6, unde Duhul Sfânt strigă și profetul Ieremia preia cuvântul din partea Domnului și îl transmite pentru poporul evreu: sunt sătul de milă. Gata cu milă. Sigur, auzind cuvintele acestea, suntem tentați să ne punem o întrebare și să spunem: Doamne Dumnezeule, ce se întâmplă? Noi nu suntem obișnuiți cu așa ceva. Ne cunoaștem un Dumnezeu al dragostei absolute, care întotdeauna când te chemăm intervii. Ești Dumnezeul care ne ierți, ne vindeci, ne mântuiești, ne salvezi, ne crezi noi oportunități, ne-ai scris numele în cartea vieții, ne pregătești pentru veșnicie și suntem dispuși să ne petrecem veșnicia cu tine. Ascultați-mă cu atenție. Vreți, nu vreți, vă place, nu vă place, va veni o zi când aceste cuvinte vor deveni realitate. Categoric, realitate. Unii predicatori ai secolului 21, televangeliști, le place să predice și să spună: Dumnezeul cel adevărat nu are capacitatea, nu are capacitatea ca să vadă creatura mâinii Lui, coroana creațiunii Lui, că se va chinui o veșnicie întreagă în iazul de foc, Ghenă și Ol, noaptea a doua, termeni folosiți de Noul Testament. Nu se poate așa ceva spune cineva. Personal am participat la un serviciu de evangelizare și unul din ilustri predicatori a făcut această afirmație: Dumnezeu n-are capacitatea și puterea ca să vadă doroana în creațiunea Lui chinuindu-se o veșnicie întreagă în iazul de foc. Așa ceva nu va fi normal. Foarte interesant. Pentru cine a fost creat iazul de foc? Sunt convins că știți. Nu pentru oameni. Nu pentru oameni. Iazul de foc a fost proiectat și creat pentru diavol și îngerilor lui. Nici lor nu le place acolo. Vă amintiți careva dintre dumneavoastră tabloul de la Gadara, în care Domnul Iisus Hristos s-a întâlnit cu doi bărbați posedați de duhuri necurate și la un moment dat Domnul Iisus le-a poruncit duhurilor necurate din bărbații aceia: ieșiți și plecați în adânc. La care diavolul le-au ripostat și l-au rugat insistent, l-au implorat și au spus: Doamne, nu ne trimite în adânc. Dar cum? Nici vă nu vă face acolo. Bărba e locul vostru. Nu. Te rugăm frumos, nu ne trimite acolo. Nu ne place acolo. Fii drăguț și fii bun cu noi și încădă-ne să intrăm în o turmă de aproximativ 2000 de porci care pășteau undeva lângă mare. Domnul Iisus le-a ascultat rugăciunea demonilor în momentul acela și le-a permis ca să intre în turma acea de porci și 2000 de porci aproximativ toți s-au lăpostit în mare și au pierit cu toții de la efectiv. Frați și surori, nu vi se pare dumneavoastră că la ora actuală în România, în Spania, în Irlanda, peste tot, se face o mare risipă de har? O mare risipă de har la ora actuală? Se predică extraordinar, se cântă nemaipomenit. Serile acestea a fost o scăldătoare pentru noi toți care am fost aici, bucurându-ne în cântarea de laudă, ascultând cuvântul Domnului și totuși foarte puțin rămân mișcat ca să ia atitudine, să fie prompt în decizii, să-și pună mâna în mâna Domnului și să spună: da, într-adevăr, capitulez în fața regelui, mă întorc cu adevărat la Dumnezeu. Foarte. O mare risipă de har se face la ora actuală. Am observat lucrul acesta în mod special în România, slujind în multe biserici, văd cum oamenii acționează și cum primesc cuvântul lui Dumnezeu. Spre deosebire de alte țări, spre exemplu în Ucraina, oamenii ascultă cuvântul Domnului, tot
fost în 8 șure și în momentul când i-ai chemat să se întoarcă la Dumnezeu, vin în masă și se întorc la Dumnezeu. Și am zis, Doamne Dumnezeule, frumos, extraordinar, să ne ajute Dumnezeu. Câte predici ai fi dispus să asculți? La câte servicii divine ești dispus să participi? Ce ai vrea să facă Dumnezeu pentru tine ca să te întorci la Dumnezeu în modul cel mai serios? Nu mă refer strict la momentul în care ai luat o decizie și ai încheiat legământ cu Domnul în apă, ci eu urmăresc calitatea din punct de vedere spiritual. Că ăsta ai putea să spui, frate, dar eu m-am botezat în apă și totul este ok. Și totuși între tine și Dumnezeu să se creeze mari distanțe, între tine și Dumnezeu să fie distanță enorm de mare. Și profetul Isaia a strigat, ceea ce mă desparte pe mine de voi sunt păcatele voastre. Păcatele voastre cu zidul de despărțire între mine și voi, zice Domnul. Iată, cuvântul Domnului strigat prin Isaia la capitolul 5, Scriptura spune că și Domnul Dumnezeu a hotărât să-și sădească o vie. A ales cele mai speciale mlădițe. A curățat terenul de pietre, l-a îngrădit cu un gard, a zidit un turn, a săpat un chias, a sădit vițele acestea atât de speciale și de alese și la un moment dat a zis, am făcut totul pentru via mea, așteptam ca via mea să îmi rodească strugurii cei mai buni și cei mai aleși. Și Dumnezeu rămâne foarte surprins. În conformitate cu Isaia capitolul 5, via mea a rodit struguri sălbatici. Și atunci Dumnezeu pune o întrebare. Ascultați casa lui Israel și casa lui Iuda. De ce via mea a rodit struguri sălbatici când eu am creat toate oportunitățile ca via mea să rodească cei mai aleși struguri? De ce? Terenul a fost afânat, curățat de pietre. A fost păsită. Turnul a fost înălțat. Steascul a fost săbat. Totul părea perfect. Și atunci Dumnezeu plasează o întrebare. Judecați între mine și via mea, zice Domnul. Cine-i de vină? Judecați la rece. Cine-i de vină? Căci via mea a rodit struguri sălbatici. Și Domnul pune o întrebare. Ce ai mai fi vrut să-ți fac? Israele, ce ai mai fi vrut să-ți fac? Nu vi se pare dumneavoastră că întrebarea aceasta este de actualitate în momentul acesta? Ce ai mai vrea să-ți facă Dumnezeu ca tu să-L iubești și să-L slujești din toată inima în modul cel mai serios? Ce ai mai vrea să-ți fac? Vrei învieri din morți să vezi cum se ridică cineva din locuința morților? Vrei să vezi cum se deschid ochii orbilor? Sau vrei să vezi cum vindecă Domnul un lepros? Ce ai vrea să-ți facă Dumnezeu ca tu să te întorci cu adevărat? Vă amintiți dumneavoastră în pilda aceea bogatului nemilostit, când bogatul ajunge în vătaia aceea de foc și strigă la un moment dat spre Avram și spune, Părinte Avrame, Părinte Avrame, amarnic mă chinuiesc în vătaia aceasta de foc. Trimite-l, te rog, pe rază. Să-și moaie degetul în apă și să vină să-mi atingă buzele, căci mă chinuiesc amarnic în vătaia aceasta de foc. Părinte, am 5 frați. Toți locuiesc în casa tatălui meu. El era foarte bogat și locuia în Eva singură. Avea o vilă de ultimă oră. Ceilalți toți căsătoriți, cu familie și copii, toți se închesuiau în casa bătrânească, în casa tatălui meu. Am 5 frați care locuiesc toți în casa tatălui meu. Părinte, trimite pe cineva din locuința morților să le spună să se pocăiască. Te rog frumos, fă paturul acesta, Părinte Avrame. Dar va merge cineva din locuința morților, nu știu, care se va ridica și va învia vreodată și va face o minune? Ăștia se vor speria, se vor panica și se vor pocăi. La care răspunsul îl știți deja. Da. Au acolo legea și prorocii mântuirii pe lume. Să creadă cuvântul lui Dumnezeu și să se întoarcă la Dumnezeu fără să aștepte minuni și învieri din morți. Cum unii vin ca să vadă numai minuni și așa. Nu. Noi ne întoarcem la Dumnezeu de dragul lui și îl slujim pe Dumnezeu din toată inima, recunoscători pentru faptul că El și-a dat viața pentru noi. A Lui să fie slava și onoare. Ce-ai mai fi vrut să-ți fac via mea? Striga Domnul și nu ți-am făcut. Mi se pare de actualitate întrebarea aceasta. Ce-ai mai vrea omule să-ți fac? Am plătit totul pentru tine.
am creat cadrul în care să te întorci la Domnul. Am dat ce am avut mai scump pentru tine, pe Fiul meu. Și există un singur verset în toată Scriptura, un singur verset care vorbește cât de mult ne iubește Dumnezeu pe noi. Cât de mult. Nu mă refer la versetul de aur al Sfintelor Scripturi, respectiv Evanghelia după Ioan, capitolul 3, cu versetul 16. Scriptura spune acolo, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său. Dar eu te întreb, cât de mult? Ce înțelegi tu prin atât de mult? În Evanghelia după Ioan, la capitolul 17, cu versetul 23, cuvântul Domnului dă detalii în partea a doua a versetului și spune așa. M-ai trimis și că i-ai iubit pe ei cum m-ai iubit pe mine. În opinia lui Dumnezeu, noi suntem iubiți de Dumnezeu exact cum l-a iubit pe Fiul Său. Nu există nicio diferență. E singurul verset din Scriptură care scoate clar în evidență această realitate. Noi suntem iubiți de Dumnezeu tot atât cât l-a iubit Dumnezeu pe Fiul Său, pe Domnul Iisus. Nu te bucur pentru asta? Că ești iubit de Dumnezeu atât de mult cum l-a iubit și pe Fiul Lui. Dumnezeu să aibă milă de noi. Stimații mei, vă rog să vă concentrați asupra Cuvântului Dumnezeu. Vreau să vă prezint în fața dumneavoastră trei mari adevăruri. Cuvântul Domnului vorbește că există un timp în care trebuie să te întorci la Domnul. Există un timp. Există un prea târziu. Dacă nu te conformezi, versetul sau jumătate de verset citit în această seară, va deveni realitate, dacă nu te conformezi. În Epistola Apostolului Pavel către Evrei, capitolul 4, versetul 1. Cuvântul Domnului ne îndeamnă spunând. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, nici unul din arganda de rei muntele Sionului să nu se pomenească venit. Băi oameni buni, eu vă iubesc pe toți foarte mult. Nu știu cum mă iubiți dumneavoastră. Dar să ne iubească Domnul pe noi. Oameni buni, există un prea târziu în opinia lui Dumnezeu. Oricât l-ai prezentat pe Dumnezeu că este numai dragoste și numai dragoste și numai dragoste, trebuie să prezinți adevărul și partea cealaltă. Neapărat îmi prezentat o Evanghelie completă și nu selectivă. O Evanghelie corectă și completă. În opinia lui Dumnezeu există un prea târziu. Dacă tu nu vrei să te întorci, dacă îl sfidezi pe Dumnezeu în față, dacă ai oportunitatea ca să asculți predici, cântări, să vezi tot ceea ce face Dumnezeu și cum lucrează Dumnezeu și tu tot mereu să lasă Dumnezeule, nu trebuie să pară cam alte priorități. Banul, spre exemplu, este prioritatea numărul 1 în viață. Am întotdeauna de atins alte obiective. Dumnezeule, nu te supăra. Va veni o vreme când Dumnezeu va striga din ceruri. Gata cu minima pentru tine. Și Dumnezeu va zice, judecați între mine și voi. Cine e de vină? Eu nu sunt de vină, că întotdeauna Dumnezeu are dreptate. Iată, în opinia lui Dumnezeu există o prea târziu. Apreciez din toată inima atitudinea dumneavoastră de a fi aici. Vă îndemn prin Evanghelie. Hotărâți-vă puternic de a vă apropia de Domnul. Urmărind standardele înalte spirituale, o calitate spirituală, încât să devină realitate ce cântăm. Dacă trăim pentru tine, trăim. Dacă murim pentru tine, murim. O, Doamne, dacă începe mâine primonire. Doamne Dumnezeu, oare câți de aici ar mai putea să cânte cântarea aceea și să se conformeze într-o totul spunând. Dumnezeule, casa mea, averea mea, mașina mea. Toate rămân. Eu știu la cine rămân. Dar eu trăiesc pentru tine și sunt gata să-mi dau viața pentru tine. Oare câți de aici ar face? Biserica primară atinsese așa standarde spirituale înalte, încât spune Scriptura că și primeau răpirea averilor cu bucurie. Răpirea averilor cu bucurie? Domnule, dar tu știi cum muncesc eu în Spania? Și cum muncesc și cum arată mâinile mele și genunchii mei? Ca să primești răpirea verilor cu bucurii, nu vă legați prea tare de pământ. Căci va veni o zi când va trebui să ne desprindem de aici. Iată, în opinia lui Dumnezeu, există un prea târziu. Vă rog, faceți tot posibilul, consemnați și să ne conformăm cuvântului lui Dumnezeu. Există, în al doilea rând, un număr dintre neamuri.
Când am spus neamul, mă refer la toate națiunile de pe planeta Terra, afară de poporul ales. Adică, evrei. Când am fost la zidul plângerii și m-am închinat și eu acolo, m-am atins din greșeală de un evreu. Și evreul ăsta s-a scuturat așa pe mână și a zis că eu sunt scurtat. Așa ne consideră ei pe noi. Ei pe noi. Noi neamul. Ei sunt poporul ales special al lui Dumnezeu. Ei sunt via aleasă. Spune Scriptura că Iisus a venit la ei lui. La cine a venit? La evrei. Dar pentru că ei lui nu l-au primit, ci l-au sfidat în față. Noi am intrat datorită sfidării lor. Ei l-au refuzat și am intrat noi. Și datorită sfidării lor am căpătat noi trecere înaintea lui Dumnezeu. Și eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Nu ne lăudăm față de evrei. Ei sunt rădăcina. Ei sunt tulpina. Dar noi suntem altoiți în făgăduințele lor, în promisiunile lor. Și va veni o zi când dacă ei nu se conformează, vom intra noi în Împărăția Cerului înaintea lor. Și îl vom onora și îl vom glorifica pe Dumnezeu. Stimații mei, există un număr dintre neamuri. Și când spun asta, să nu credeți dumneavoastră că nu sunt responsabil de ceea ce spun. Există un număr dintre neamuri. Dacă există un prea târziu, trebuie să existe și un număr. Haideți să deschidem la Romani, capitolul 11, versetul 25. Să auzim cuvântul Domnului vorbit aici. Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 11, versetul 25. Auziți ce spune Scriptura. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți sigur înțelept, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o pietrire sufletească care va ținea până va intra numărul de plin al neamurilor. Doamna Mirentate, aceste sacrale. Există un număr dintre neamuri. Participând la servicii de botez nou testamental, văzând candidații de botez, spre exemplu, astăzi, în data de 9 decembrie, de dimineață, Biserica Domnului din Septimia din Cluj, România, unde slujesc, a avut loc un botez nou testamental. 24 de suflete au îmbrăcat haina albă și au intrat în apa botezului. Îmi vibrează așa inima, pe ce spun Dumnezeu. Dacă se completează numărul dintre neamuri părăști, ce-am făcut eu? Care mereu amăn. Care mereu îl sfidez pe Dumnezeu în față. Care tratez cu superficialitate lucrarea aceasta. Și spui, am alte priorități, alte priorități, nu voi întoarce la Domnul. Întotdeauna, tot amui, amui. Nu considerați că ar fi cazul în seara aceasta. Să fie atras într-un punct, să iau decizie și să strigi de altă mă Dumnezeu. Mi-ai descoperit adevărul și totuși nu mă conformez. Dumnezeule, iartă-mă, vreau să fac tot posibilul să mă apropii de tine, a Domnului să fie slavă și amin. Iată, există în opinia lui Dumnezeu un prea târziu. Există în opinia lui Dumnezeu un număr dintre neamuri. În al treilea rând, în mod expres, vă rog să vă concentrați, Scriptura spune, în a doua epistolă lui Petru, capitolul 3, versetul 9, există în opinia lui Dumnezeu un lucru deosebit de important pe care unii îl comentează cum vorbim. Domnul nu întârzie împlinirea făgăduințelor lui cum cred unii, ce are, atenție, om de lungă răbdare pentru noi. Și dorește ca niciunul dintre noi să nu piară, ci tot să vină la cunoștința lui Dumnezeu. Aici e toată problema. Aici e toată problema. Foarte mulți sunt obișnuiți cu ideea aceasta. Dumnezeu are un de lungă răbdare. Măi, oameni, este adevărat. Așa spune. Are Dumnezeu un de lungă răbdare. Dar cât credeți dumneavoastră că ține de lungă răbdare a lui Dumnezeu? Vă fac cunoscut faptul că ține de lungă răbdare a lui Dumnezeu. Sau Dumnezeu are un de lungă răbdare pentru noi. Dar răbdarea lui Dumnezeu este îndelungă și nu veșnică. Iată, răbdarea lui Dumnezeu este îndelungă, dar nu veșnică. Și atunci va veni o zi când Dumnezeu va întreba și va striga. Pentru toți locuitorii planetei. Ce ai mai fi putut să-ți fac? De nu te-ai conformat. Răbdarea mea a ajuns la capăt. Păi zice, mă frate, dar totuși răbdarea lui Dumnezeu să ajungă la capăt. Măi, mă, dar cum poți tu să exprimi și să folosești? Exprimi. Ascultați-mă cum arătiți. Va veni o zi când Dumnezeu va striga din cerul. Gata cu mila, răbdarea mea a ajuns la capăt. Am făcut totul pentru voi,
absolut totul, va veni o zi când stelele vor cădea din cer ca niște smochini. Când pământul va arde cu tot ce este pe el. Când locuitorii planetei vor muri ca niște muște. Când oamenii vor alerga la morminte și vor zice, deschideți-vă să intrăm noi acolo de groaza celui ce apare pe norii cerului. Că-și vine Mesia! Toată viața l-am ignorat! Și n-am crezut. Și am zis că natura este cea care conduce universul acesta. Și acum, iată realitatea! Vine! Unii se vor panica de așa maniere încât își vor da sufletul de groază. Adică vor face un mesaj ce vor muni pe loc numai la ideea că apare regele pe norii cerului, sfidându-l o viață întreagă. Se vor trezi cu realitatea în față. Iată, răbdarea lui Dumnezeu este îndelungă, dar nu veșnică. Oameni buni, încă este har, încă este milă, totul pare perfect. Avem harul și posibilitatea de a ne îmbăca cu Dumnezeu. Va veni o zi când ce am citit în aceasta și vă rog să nu uitați, acest cuvânt va deveni o realitate. Gata cu mila dintr-un locuitor acestei planete. Vă văd unii foarte surprinși și de aceea trebuie ca să folosești niște pasaje strict biblice pentru a putea ca să înțelegeți ideea aceasta. Cei care aveți Sfânta Scriptura dumneavoastră, vă rog să deschideți Evanghelia după Marcu de data aceasta, Evanghelia după Marcu, la capitolul 8. Auziți dumneavoastră ce spune Scriptura aici. Domnul Iisus Hristos face o vizită în localitatea Betsaida. De câte ori nu predicase Domnul în Betsaida? A fost invitat Domnul Iisus în Betsaida. Locuitorii din Betsaida au avut harul să vadă cum se deschid ochii orbilor, așa, literalmente. Au avut harul să vadă cum se vindecă lepra. Au avut harul să audă cuvântul Domnului Iisus vorbit demonilor. Ieșiți afară și plecați de aici. Și de data aceasta Domnul Iisus este invitat din nou în Betsaida. Iată Evanghelia după Marcu de la capitolul 8, versetul 22. Au venit la Betsaida, au adus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de ei. A venit Iisus la Betsaida, locuitorii din Betsaida au venit cu un orb de mână și au spus învățătorule. Vindecă-l și pe ăsta. Dar am văzut de atâtea ori cum vindeci orbi și faci minuni. Vindecă-l și pe ăsta. Și de la ăștia se trezesc o mare surpriză în față. Iisus îl ia de mână pe orbul ăsta, îi lasă pe toți vorbind singur acolo surprinși așa, îl ia de mână, îl scoate afară din sat. Așa cum noi acum am avea o întâlnire cu regele, cu Hristos Domnul aici, am fi adus un orb și toți am spunea, nu este chiar așa de mare minune, pentru că l-am văzut de atât de ochi mai vindicat orbea cu minune, te rog că-mi vindecă. Iisus l-a luat pe orb de mână, l-a scos afară din cetate, spune Scriptura, auziți dumneavoastră, Iisus l-a luat pe orb de mână, l-a scos afară din sat, apoi a pus scuipat de ochi și și-a pus mâinile peste el și a procedat la vindecarea lui, afară din sat, afară din Betsaida. După ce s-a produs mare minunea vindecării, versetul 26, același capitol, Scriptura spune, atunci Iisus l-a trimis acasă și a zis, să nu intri în sat și nici să nu spui cuiva în sat, că eu Domnul te-am vindecat. Am pentru dumneavoastră două întrebări, la care nu trebuie să-mi răspund. De ce credeți dumneavoastră că Iisus nu-l vindecă în fața lor și îl scoate afară din sat? Și totul, după ce l-a vindecat, de ce credeți dumneavoastră că îi spune orbului să nu spui nimănui că eu Domnul te-am vindecat? De ce credeți dumneavoastră că Domnul Iisus a procedat așa? Nu? Este dureros să vă spun adevărul, dar eu vă spun adevărul. În inima Domnului Iisus, în opinia Domnului Iisus, deja aceste cuvinte pentru locuitorii din Betsaida operau. Gata cu mila pentru voi, Doamne. Voi nu meritați să mai vedeți o altă minune. Ați văzut atâtea. Am făcut minuni în fața voastră, am vindecat orb și am eliberat demonizat și am vindecat lepra și câte și câte. Acum veniți ca la un spectacol. O, Iisuse, dacă vrei să mai vindeci un orb, hai să vedem exact momentul în care Doamne se deschide ochiul orbului. Dar în noi nu produce nimic minunea aceasta. Nu ne întoarcem deloc la tine. Totul pare un spectacol. Și atunci Domnul a strigat. Voi nu meritați să mai vedeți o minune? Ori pe tine care te-am vindecat afară din sal, să nu spui nimănui din Betsaida că eu Domnul te-am vindecat, că cel care nu merită nici măcar să audă o veste de felul acesta.
probabil sunteți surprinși de atitudinea Domnului Iisus și acum trebuie să argumentăm puternic această afirmație. Haideți să-l facem la Evanghelia după Matei de data aceasta, Evanghelia după Matei la capitolul 11. Auziți motivația pentru care Domnul Iisus procedează așa. Nu le-am inventat eu. Categoric nu. Totul e scris aici. Nu poate să fie contramandat absolut nimic. Auziți, Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetul 20. Atunci Iisus a început să muște cetățile care fuseseră făcute cele mai multe din minunile Lui. De ce? Pentru că nu se pocăiseră. Măi, eu tot fac minuni, vă predic. Voi vedeți minuni și semne. Și voi tratați cu superficialitate și vă lasă. Vă mergem Sfântul cu pocăință, cu minuni. Uite, nu ne pocăim. Auziți? Cuvântul Domnului Iisus, versetul 21. Vai de tine, Horazine, a zis el. Atenție! Vai de tine, Betsaida. Betsaida, cetatea în care Domnul făcuse multe minuni și îl vindecase chiar pe orbul acesta, încât Domnul a zis, nu mai merita. Vai de tine, Betsaida, că dacă ar fi fost făcut în Tir și Sidon, minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. De aceea vă spun că ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. În Tir și Sidon nu predică nimeni. Ori în Betsaida am făcut minuni, semne și mă tratați cu superficialitate. Nu vă pocăiți. Luați totul așa foarte ușor. Auziți? Și tu, Capernaume, crezi că vei fi înălțat până la cer? Vei fi pogorât până în locuința morților? Că dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, i-ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei și a Gomorii decât pentru tine, Capernaume. Câte minuni au văzut și ăștia din Capernaume? Câte predici au auzit și acolo? Domnul să aibă milă de noi. Dumnezeu să ne ajute, să luăm o decizie fermă în seara aceasta. Harul de a asculta Evanghelia este un har coborât din cer. Harul de a asculta o cântare este o binecuvântare de la Domnul. Harul de a putem să fim împreună este numai binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu vreau să vă panicați, dar mult nu va mai ține harul acesta. Mult nu va mai ține harul. Și atunci ne vom aduce aminte din mesajul din seara aceasta. Faceți tot posibilul să ne conformăm, că-și va veni o zi când acest cuvânt va deveni realitate și Dumnezeu va striga, omule bun, mai vrei ceva să-ți fac? Ce ai vrea să-ți fac? Efectiv, ce ai vrea să-ți fac? Urmăresc calitatea așa spirituală. Noi trebuie să mergem din har în har, din putere din putere, până vom atinge statura plinătății Harului Domnului nostru Iisus Hristos. Ne bucurăm foarte mult când se întorc oamenii la Dumnezeu și vedem în apa botezului. Da, ne bucurăm. Și unii dintre ei întreb că ce auzi unii copiiți ăștia cum ne primesc cu drag, așa cum ne-ar ruga, cum era pasajul citit acum adosat. Așa cum Dumnezeu va ruga prin ce not, prin noi. Împăcați-vă cu Dumnezeu. O, Dumnezeu să aibă milă de noi. Mergem puțin mai departe, prezint în fața dumneavoastră o familie de data aceasta și dumneavoastră concluzionați, pentru că sunteți cu totul special. Concluzionați, eu doar voi prezenta o familie și dumneavoastră judecați. Judecați între familia aceasta și Dumnezeu. Cine are dreptate? Judecați la rece. Nu țineți cont de mine, absolut nu. Judecați dumneavoastră la rece, analizați și dați dreptate. Cine are dreptate? Scriptura vorbește în cartea Genezei, la capitolul 14, de data aceasta, căci Sodoma și Gomora a fost atacată de patru împărați. Priviți în Valea Sidim sau Valea Demonilor, cinci împărați împotriva patru împărați. Pe linii de bătaie, lupta s-a deschis. Cinci împărați împotriva patru împărați. A început războiul. Împăratul Sodomei, Gomorii, Admiței, Boimului și Zoarului, cinci, în fața lor erau patru împărați, armatele lor în spate și a început. În mărmășala luptei, spune Scriptura în Geneza 14, împăratul Sodomei și Gomorii au luat-o la fugă. Valea Sidim numită și Valea Demonilor era plină de puțuri de smoală naturală. Au căzut în puțurile acestea de smoală. Măi, omule, într-un împărat cade într-un puț de smoală, puteți să vi-l imaginați. O Scriptura vorbește foarte clar în Geneza 14, versetul 10. Valea Sidim era acoperită cu fântâni de smoală. Împăratul Sodomei și împăratul Gomorii au luat-o la fugă și au căzut în el. Doamne Dumnezeu! Sodoma și Gomora suferă o mare înfrângere. Cetatea Țeboimului, Adnei și Țoarului, distruse! Doamne Dumnezeu! Asupritorii le-au luat toată averea. Banii, aurul, argintul, merindele, le-au luat animalele, l-au luat pe Lot. L-au legat cu funii de mâini, l-au legat cu cămile
dus acolo. Au luat-o pe distinsa doamnă Lot. Și fetele. Cetatea Sodomei a suferit o mare înfrângere. Părăștia nu discutau, ci patru împărați erau de o cruzime inimaginabilă, îi legau cu animale și urmau în câteva zile săptămâni să-i decapiteze pe toți. De o cruzime, spune istoria, inimaginabilă, inumană. De altfel, locuitorii din Sodoma și Gomora erau din calea afară de lui Sfântitor. Istoria spune, dacă un străin intra în cetatea Sodomei și vrea să o traverseze spre Gomora sau spre Arpii sau Țeboimului, fiecare locuitor cu care se întâlnea se apropia de străinul acela și cu o forfecuță îi trebuie bucătine de haină. Celălalt îi lucrea un astfel. Dacă se termina haina, îi trăia din cămașă. Dacă se termina și cămașă, îi trăia din pantalon. Și până se traverseze cetățele lumea cu golul golului și își făteau zopii ultimul hară. De ce credeți dumneavoastră că spune Scriptura la nivel de ce mereu se raporta Dumnezeule, ce faci cu cetățile astea? Și Dumnezeu a trimis doi îngeri și a zis, vreau să văd, dacă într-adevăr este așa, voi ști. Pentru că Dumnezeu monitorizează și cunoaște și știe tot. Iată Sodoma și Gomora, o mare înfrângere. Evreul Lot, plecat, soția, fetele, roade, scapă un slujitor din învălmășala aceasta și aleargă spre stejarele lui Mamre, la Avram. Și spune, Avram, Lot a fost dus lor și soția lui. Averea de viață cât a muncit Evreul, totul a fost dus. Și Avram atunci, parcă văd de Avram, mie tare îmi place de Avram. Nu v-am predicat nimic despre Avram, probabil cu alte ocazii. Avram este omul pe care eu le spun. Avram preia mesajul din gura acestui slujitor și spune, cine? Nepotul meu Lot? Oh, da. Mi-amintesc. Nu de mult m-am despărțit de el. Se isca să ceartă între mine și slujitorii lui, pentru că amândoi eram foarte bogați, și la un moment dat, el foarte bine manierat, bătrânul Avram, mi-a spus lor, nu este bine să fie ceartă între mine și tine, alege. Alege, unde vrei să pleci? Și Lot, în loc să spună, părinte Avram, tu ești mult mai vârstă. Eu sunt aici datorită ție, tu m-ai scos din țară și m-ai adus. Eu sunt fiul fratelui tău, eu sunt nepotul tău. Tu ai fost ca un tată pentru mine. Nu se cade să aleg eu. Te rog, părinte Avram, alege tu. Oh, Lot nu. Lot a zis, Doamne, auzi ce-mi spune, să aleg. Deodată și-a întors privirile spre câmpiile Iordanului. Era un udat de bine ca o grădină a Domnului, ca o țară a Egiptului. Și Lot a zis, omul Dumnezeu în inima lui, fără să se exprime. Mulțumesc că el a închis ochiul ăsta și n-a văzut. Uite, aleg eu prima. Eu voi alege câmpiile udatele odată. Și tu, Avram, cu turmele tale, vei rămâne cu stâncile și piscurile munților. Treaba ta, Avram, eu aleg. Și ales. Într-o situație de felul acesta, dacă ai fi fost în locul lui Avram, acum când Lot era legat și dus rob și soția lui și fetele lui, tu ce ai fi zis? Ai fi zis, drept e. Măi, omule, drept e tot. Vezi cum face Dumnezeu dreptate. Auziți ce spune Avram? Auziți ce spune cuvântul Domnului? În Geneza 14, versetul 14, puteți să rețineți Dumnezeu? 14 cu 14? Când a auzit Avram că nu nepotul, Domnule, dar cum nu era nepot? Cum a auzit Avram că fratele său fusese luat prins de război, Anama 318 din cei mai viteși slujitori ai lui născuți în casa lui, a urmărit pe împărația aceea până la Dan și a împărțit oamenii în mai multe cete, s-a aruncat asupra lor noaptea, i-a bătut și a urmărit până la Hoba, care este dincolo de Damasc și Dumnezeu i-a dat o mare biruință lui Avram. Dumnezeu face minuni din omul ăsta cu 318 oameni în Ama. Și ajunge Avram la Lot. Asta îmi place cel mai mult din pasajul ăsta. Îl vede cu fruntea panicată, transpirată, sudorile morții cu criseseră fruntea, legat cu funii la mână, răfuit tot în urma animalelor, transportat pe jos. S-o apropie de el. Lot! Dumnezeul cerurilor a hotărât la nivel de cer să-ți păstreze viața. M-a folosit pe mine pentru aceasta. Îi tai funile de la mâini. Ești liber, Lot. Unde este soția ta? Băi, omule, soția ta, în zona asta, merge Avram, o desfleagă pe soția lui Lot. Fetele, libere, Dumnezeul cerurilor a hotărât viață pentru voi. Întoarceți-vă acasă. Tu, soția ta, fetele. Iisuse, dragi. Mă întreb pe dumneavoastră, este un lucru mic ce a făcut Dumnezeu pentru familia ta?
uitați la rece. Este un lucru mic ce a făcut Dumnezeu pentru familia aceasta, să-l salveze Dumnezeu de la moarte? Numai Dumnezeu l-a salvat. Moartea era sigură. Eu consider că ce a fost harul lui Dumnezeu în familie, și Dumnezeu a operat în loc. N-a fost un lucru mic. De câte ori te-a salvat Dumnezeu de la moarte? Când ziceai, măi, frate, a trecut un tir pe lângă mine, la câțiva milimetri. Numai Dumnezeu a intervenit. Să știi că și numai Dumnezeu a intervenit. Mă sună cineva din Maier, anul trecut. Sunteți mult din Maier aici. Și mă spune, frate, că mi-te rog frumos, du-te până la spital, la Cluj. Și fă ungerea și roade pentru un băiat tânăr. A căzut un copac din pădure pe el. Păi alemne cu drujba, eu știu în ce situație și în ce conjuncturi și în ce trebuie de acolo. Am văzut un copac din pădure pe fel și se spate între viață și moarte. Eu m-am dus ca un simplu om și m-am gândit, dar ce pot eu să fac, nu pot să fac nimic. Eu v-am spus aseară să ne duc. Dumnezeu este numai Cel care se îndură. Noi suntem aici numai datorită harului și îndurării lui Dumnezeu. Viața noastră este în căușul mâinii Lui. Și El când spune gata, cine se poate potrivi? Eu spune, dacă ai numărat zilele, dacă ai hotărât lumii, dacă ai însemnat hotarul, care dintre pământeni se poate opune? Mare de stăpâna celui mic. Lot! Și se întoarce Sodoma și Gomorra. Liber! Pe dosarul lui Dumnezeu a zis, viață lor! Cu toate că lor a fusese rești antecedente, în afară de despărțirea. Știți dumneavoastră că El, după ce s-a despărțit de Avram, s-a așezat, nu Sodoma și Gomorra. Care vă amintiți unde s-a așezat Lot? Corect. Aproape de Sodoma, în câmpiile Sodomei și a Gomorrei. Spune Scriptura și fetele lui, distinsele domnișoare, în fiecare zi mergeau să vadă ce este în Sodoma și Gomorra. Și se întorceau înapoi. Mamă, ce ținute, ce toalete. Mamă, ce băieți în Sodoma și Gomorra. Și Gomorra. Ce muzică! Ce muzică! Extraordinar! Păi, dar noi am rămas mamă în urmă. Suntem demodați cu totul. Auziți dumneavoastră atitudinea Scripturii ce vorbește aici. Avram a locuit în țara Canaan, în 13 Geneza, versetul 12. Lot a locuit în cetățile din câmpii. Atenție! Și... în fiecare zi se tot mutau să rușii corturile. Mă, e foarte interesant. Și-a întins corturile până în Sodoma. În fiecare zi să rușii corturile se tot mutau, se tot mutau, se tot mutau. Și într-o bună zi s-au stabilit de-a binelea în Sodoma și Gomorra. Nu vi se pare dumneavoastră, fără să vă supărați, că la ora actuală mulți procedează așa? Mulți procedează așa, copiind modele din lume, considerând că și noi suntem demodați și că suntem rămași în urmă? Ascultați-vă! De mai bine de 2000 de ani, Regele Hristos Domnul își conduce biserica exact după aceleași principii de microsasă. Exact după aceleași principii. Niciodată nu este bine să copiez modele din lume. Noi suntem foarte influențați de societatea în care trăim. Foarte influențați. Nu este bine să copiez modele din lume. Alții se luau antecedentele acestea și încă altele nu vi-i răspund. Dar Dumnezeu a zis, în dragostea mea lor, da, viață, întoarce-te acasă. Și s-a întors acasă. Priviți, mare bucurie! Se întâlnește doamna Lot, se întâlnește cu scumpul ei soț cu Lot. O îmbrățișat. Fetele, bucurie. Probabil vezi zice, de ce fratele părinți mă numește doamna Lot? O să vede lumea să zice. Eu mă numesc soț. Eu îți spun așa. Mare. Extraordinar de mult. Stimați-ne! Scriptura vorbește că-și Domnul a hotărât acum să trimite doi îngeri în Sodoma și Gomorra, facem numai doar câteva pagini în Scriptură, și să verifice. Dar Domnul este adevărat că oamenii ăștia sunt din calea afară de răi, sunt extraordinar de răi. Voi știți lucrul acesta. Sosind doi îngeri în Sodoma și Gomorra, Lot îi primește cu toată dragostea, vin bărbații din Sodoma, Domnul. Cine sunt ăștia? Lot. Ascultați voi, ăștia sunt îngerii lui Dumnezeu. Și așa mai departe. Am să-i primez la mine în casă, am să-i găzduiesc. Unul dintre bărbații Sodomei spune, ascultă, Lot, tu cine ești aici? Tu ești un străin aici. Tu faci pe judecătorul cu noi. Tu faci cu judecătorul pe noi. Uite-ți arătă noi ție, cine suntem noi și cine ești tu. Uite, te omorâm pe tine, casa ta, nevasta ta și fetele tale. Cum faci tu pe judecătorul cu noi? Dar e posibil așa ceva? Dar abia ai scăpat de la moarte, Dumnezeule. Sunt acuzați acum și în pericol
pentru a fi omorât a doua. Doamne, Dumnezeule, să nu am un pericol de moarte. Auzi ce spune Geneza 19 de data aceasta cu versetul 9. Ei au strigat pleacă. Și au zis, omul acesta a venit să locuiască aici ca străin și acum vrea să facă pe judecătorul. Ei bine, o să-ți facem ție mai rău decât ei. Și împingând pe locul Sila s-au apropiat să spargă ușa. Așa scrie aici. Să spargă ușa. L-au luat pe los și l-au izbit de un perete acolo. Și acum o dat cu picioarele în ușă, ușa zgâlțea pe paramale, ușa trase din loc. Loc era în pericol de moarte a doua oară. El. Înăuntru, ușa închisă. Era soția și fetele. Amenințați a doua oară cu moarte. Iisus. I-ai salvat odată pe oamenii ăștia de la moarte. Dacă tot ai un plan de lucru în dragostea ta, citind pasajul ăsta, am zis, salvează-i, Doamne, și de data asta de la moarte. Doar Tu ești singurul care ai puterea ca să-i salvezi de la moarte. Salvează-i Dumnezeule de la moarte. Și Dumnezeu, la nivel de tribunal de cer, a hotărât salvare pentru familia asta. I-a lovit pe bărbații din Sodoma pe toți cu ce? Au orbit ăștia deodată. Au orbit deodată, n-au mai văzut unde ușa. S-a întâmplat o minune și Dumnezeu a zis, salvare pentru familia. Cât de drag îmi ești tu, cât de mult te iubesc lor. Lotu ești evreu. Cât de mult te iubesc. Uite, îți păstrezi viața ție, familiei tale, fetelor tale. Îți păstrezi viața. Onorează-L pe Dumnezeu și glorifică-L pe Dumnezeu în continuare. Slavă Domnului, am zis extraordinar. Dumnezeu este drept. Un înger al Domnului s-a adresat lui Lot în noaptea aceea și a zis, Lot, Domnul are de gând să lovească cetatea Sodoma și Gomora, pentru că și nelegiuirea e prea mare. Vă fac cunoscut faptul că și la ora actuală pe planeta Terra, nelegiuirea este mai mare ca în Sodoma și Gomora. De ce ne mai răbdă Dumnezeu? De ce ne mai răbdă? De ce nu i-a mai răbdat? Mai mare ca în Sodoma și Gomora e nelegiuirea la actuală. Și Îngerul Domnului a zis, Lot, pe cine mai aici? Gine, fii, fiice, soții, pe cine, ia-ți familia, ieși din Sodoma și Gomora. Dumnezeu a hotărât să lovească cetatea aceasta în noaptea aceasta și cetățile acestea și le va distruge. Ieși din cetate, căci Dumnezeu vrea să te salveze cu viață. Și Scriptura ne spune pe ce Lot? Zăbovea. Lot zăbovea. Cine influența pe Lot ca să zăbovească? Probabil doamna Lot. Ieși din cetate. Păi totuși ajung și eu din cetate, dar e casa mea pentru care am muncit-o viață. Sunt convins că majoritatea dintre dumneavoastră aveți câte o casă sau câte un apartament sau două, dar și prin România. Și eu vă ferici pentru asta. Vă ferici. Dumnezeu să vă vine cu mine. Lot! Uite-te la casa asta. Tu ai făcut-o. Ai locuit atâta vreme în corturi. Și totuși ai zis, Domnule, să avem și o casă. Să ne simțim bine. Ești din cetate, Domnul, spulberă de pe fața pământului cetate. Nu am putea să se desparte de averea lui, de turmele lui, de casa lui. De ce am făcut afirmația din nou și v-am spus, nu vă legați prea tare de pământul ăsta. Fii gata oricând să te despart de tot ce ai. Nu te lega prea tare. Nu am vrut să se despart. Un înger al Domnului atunci s-a uitat strict în ochiul lui și a spus așa, Lot, eu văd că nu pot să te despart. Eu citesc inima. Dar regulile acum se simplifică. Ieși din cetate și pentru că n-ai ieșit când ți-am spus eu, fii atent ce spun acum, se restricționează termenii. N-ai voie să te uiți înapoi. N-ai voie să te oprești într-un loc din câmpie. Fii atent locul. Scapă-ți viața la munte și du-te la munte, că Dumnezeu a hotărât ca să rămâi în viață. Și parcă văd pe loc acum. Sau ce spun? Să nu mă opresc într-un loc din câmpie, să nu mă uit înapoi, o ia pe soția lui, pe doamna Lot de mână. S-a mai ieșit cu el încă perfect două fete. Două fete rămân în cetate căsătorite, da? Când Lot a chemat și pe Gine și a spus, veniți și voi și cu fetele mele, Gine i-au spus, ai glume în program, glumești, tată, soțul, glumești. Cum foarte mult la ora actuală consideră căci sfârșitul lumii și împlinirea evenimentelor apocaliptice va fi o glumă. Nu este o glumă. Nu va fi când ne anunță calendarul maia sau când ne anunță alții și alții, ci va fi după voi Domnul. Nu este o glumă. Ieșiți din cetate, că Dumnezeu are să lovească cetate. Și acum Lot o ia de mână pe soția lui și două fete. Au ieșit din Sodoma? Cu două bagaje în mână. Ce poate să ia un om? Păi când te duci la Domnul, ai un pasaj. Toată munca, toată averea. De ce spune Ezechiel? Vor veni zile când vă veți arunca banii pe ulițe.
poți adun haine de ultimă oră, le veți arunca pe jos și banii pe uliță așa veți împărtea. Merge, din pricina voastră am ajuns. Poți adun aur cu grămadă și să îndrăbădești argini, spune profetul. Va veni o zi când vezi ce nu mai am ce face cu ei. Și-au pornit. Pe drum, Lot rostește o rugăciune către Dumnezeu. Dumnezeule, nu pot să ajung până la munte. Și Dumnezeu mi-ai spus să-mi scap viața la munte. Dumnezeule, până la munte nu pot să ajung. Iată cetatea Țoarului este mai aproape de mine. Îngăduie-mă să intru în cetatea Țoarului și salvează-mă Dumnezeu. Pe drum. La care Dumnezeu răspunde. Îți acord și hatârul acesta. Nu trebuie să mergi până la munte. Intră în cetatea Țoarului și te salvezi. Că doar te-am salvat de două ori de la moarte. Te iubesc atât de mult. Eu vreau neapărat ca tu să trăiești. Fiți foarte atenți. Eu îi văd prin credință pe loc cum arată de mână pe soția mea. Scumpa mea soție. Are asta inimile. Și-au plecat din Sodoma. Se îndreptau spre Țoar. Mai erau probabil 10 metri până să intre în cetatea Țoar și să fie izbăvit. El, soția și fetele. Probabil mai erau 7 pași. 5 pași. Și la un moment dat, doamna Lot își smulge mâna din mâna soțului și se întoarce înapoi. Întorcându-se înapoi în secunda aceea, fracțiune de secundă, Dumnezeu a strigat din cer, gata cu mila! Doamne! Sunt sătul de milă! Doamne! Păi n-ai salvat-o de două ori? Ba da, am salvat-o! Nu-i urmărești viața în continuare? Ba da! Pe mine nu mă sfidează nimeni, zice Domnul! Dumnezeu nu se lasă să fie barjocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera. Am creat totul pentru care să aibă viață. Și în secunda aceea, mânia lui Dumnezeu s-a declanșat din ceruri. A lovit-o pe loc. Și a transformat-o într-o stâlpesă. În fața acestui eveniment dramatic, judecați dumneavoastră cine-i de vină. Judecați la lege. E de vină Dumnezeu? Poate cineva dintre dumneavoastră să afirme că e de vină Dumnezeu? Categoric nu. A făcut totul. A salvat-o de două ori de la moarte și a creat condiția pentru a salva în continuare. O femeia l-a sfidat cu Dumnezeu în față. Îmi spune el să nu mă întorc eu înapoi. Dar cine ești tu? Cine ești tu, Dumnezeule, de-mi dai mie ordine? Uite, îți arăt că-ți mă întorc înapoi. În momentul când s-a întors înapoi. Nu uitați tabloul acesta și imaginea aceasta. Va veni o zi când Dumnezeu va striga din cerul la nivel mondial pentru toți cei care îl sfidează în față și răsunetul cuvântului Domnului va fi ai mai fi putut ceva să-ți fac și în cază. Ce mai fi putut să-ți fac și în cază? Totul a fost creat de Dumnezeu. Frați și surori, stimați prieteni, încă mai este har. Încă mai este mic. Hotărâți-vă și întoarceți-vă de grabă la Domnul. Nu neapărat să iai o decizie, ci decizia care ai luat-o. Respect și apropie de tare de Dumnezeu. Ca Dumnezeu să te binecuvinteze. A Lui să fie slavă și onoare. Nu știu câte zile, câte luni, câți ani încă se va mai vesti cuvântul. E milă. E har. Îndurarea lui Dumnezeu n-a ajuns la capăt. Dați-mi voie să vă spun. Ziua aceea se apropie. Dumnezeu nu se lasă să fie bajocorit. Faceți tot posibilul și întoarceți-vă la Dumnezeu. Amin.